Bună tuturor, sunt Dana și vă spun bun venit pe canalul nostru de YouTube, Totul de Casă. Astăzi vom face cârnați vegani. Sunt foarte gustoși și pot fi consumați în diferite variante în funcție de imaginație. Aveți nevoie de 200 grame gluten, 100 grame bulion sau suc de roșii mai gros, 170 grame supă, 250 grame tofu, pentru rețetă aveți linkul atașat, 70 grame nuci măcinate, o lingură de sos de soia și condimente. O lingură cimbru, o linguriță cumin, o linguriță garam masala, usturoi 2-3 căței, sare după gust în funcție de cum folosiți tofu, sărat sau nesărat, o lingură boia dulce și o lingură coriandru. Într-un blender punem nuca, bulionul sau sucul de roșii, supa, tofu pasat, sosul de soia, usturoiul și celelalte condimente amestecate. La condimente puteți jongla după preferință. Adăugați dacă vă place busuioc sau pur și simplu condimente de cârnați. Mie îmi place foarte mult aroma de cimbru și aroma de coriandru, de exemplu. De aceea am pus mai mult. Procesăm toate ingredientele într-un blender timp de 1-2 minute până când obținem o pastă fină. O transferăm într-un bol. Și adăugăm glutenul. Puteți merge până la o cantitate de 250 grame dacă vă plac cârnații mai fermi. Pentru mine cantitatea de 200 de grame e perfectă. Amestecăm ușor până încorporăm glutenul. Apoi frământăm cu mâna până obținem o cocă care nu se lipește și poate fi ușor modelată. O primă variantă ar fi să rupeți direct din aluat și să modelați cârnați după dimensiunea dorită. Folosesc în scopul acesta o folie alimentară și am grijă să strâng bine la capete pentru ca aluatul să nu își schimbe forma. O a doua variantă ar fi să faceți un sul și să-l porționați la fel după dimensiunea dorită. Cred că e mult mai eficient așa și mai ușor în a obține dimensiuni aproximativ egale. Puteți modela fiecare cârnat în parte, dar puteți face și un sul mare învelit în folie pe care apoi să îl porționați legând cu o sfoară. Numărul de cârnați obținuți va varia în funcție de dimensiunea la care au fost modelați. Mie mi-au ieșit în jur de 35 de bucăți. Îi vom fierbe în apă într-un vas acoperit timp de 40 de minute. După
După ce au fiert, îi scoatem și îi lăsăm să se răcească un pic pentru a ne fi mult mai ușor când vom îndepărta folia. Deja se simte mirosul condimentelor, iar textura mie mi se pare perfectă. Ungem o tigaie cu puțin ulei de măsline, așezăm cârnații și îi lăsăm să capete o ușoară crustă maronie. Cârnații aceștia sunt excelenți alături de piure de cartofi, fasole, linte, orez, mei, în hot dog sau în orice altă variantă alegeți. Dacă v-a plăcut videoclipul prezentat, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați. Sunt Dana și vă aștept pe canalul Totul de Casă pentru noi rețete. Vă doresc poftă bună și numai bine! Pe curând!